Pauza de publicitate. Bun. Și suntem live. Bine te găsesc și bine te regăsesc, dragă Florentina. Bună, Oana, cu metal de clopoțel. Mă bucur că ne vedem și sper să fie bine pentru toată lumea. Să fie, să fie, Doamne ajută! Bun găsit, dragilor, și vouă astăzi, în această după-amiază de weekend minunată. În această după-amiază o avem invitată pe Florentina Mateiescu. Nu știu câți dintre voi o cunoașteți, cel puțin din cei care mă urmăriți pe mine. Din cei care poate urmăriți pe Florentina, cu siguranță o cunoașteți mai bine. Dar uite așa împărtășim oamenii frumoși cu care ne înconjurăm. Și la inițiativa unor persoane care mi-au zis: uite, ți-o recomand și pe Florentina, îi zic: ok, hai să iau legătura și să vorbesc și cu Florentina. Și iată-ne că am și programat deja un live cu Florentina. Florentina este partea asta și ea de terapii, psiholog, bioenergoterapeut, și mie îmi place să zic așa pe scurt și să las invitații să se prezinte mai mult, un terapeut de suflete. Și astăzi ne-am propus să vorbim și Florentina mai mult să vorbească, eu să moderez această emisiune din seria emisiunilor Bucură-te de viață și iubește, care are ca titlu în această după-amiază să fie Lumină. Așadar, dragă Florentina, cine ești tu? Mulțumesc frumos pentru prezentare. Deci sunt, așa cum ai spus, bioterapeut, hipnoterapeut, psihoterapeut, programator neurolingvistic și autoarea suitei de cărți Să fie lumină. O să le și prezint puțin. Creația, primul volum, nu, Geneza, pardon, primul Geneza, volum, geneza. da? Creația, al doilea volum, Revelația, al treilea, și Adenda, al patrulea volum. Deci dintre volumele deja scrise ale suitei Să fie lumină. Și probabil că cel mai potrivit ar fi să spun câteva cuvinte despre cum s-au născut aceste cărți și care este mesajul lor. Pentru că este un mesaj necesar la nivel planetar. Fără să fie vorba de vreun orgoliu sau de, eu știu, altă imagine egotică exagerată, este vorba de o revelație. Aceste cărți au început să fie scrise acum 2 ani. În noaptea de Revelion, 2018 spre 2019, după ce primise mesajul de câteva zile să scriu cartea Geneza, la un pahar de vorbă cu Dumnezeu, am început să scriu cartea. Și am întrebat cum să o scriu, dialog, dialog să fie. Astfel că Geneza s-a născut și a fost creată în 6 zile. Deci, în zilele până când am început activitatea la cabinet, am scris de dimineața până noaptea târziu și spre dimineața. Și exact cum s-a petrecut creația, da? Deci noaptea s-a lucrat și ziua s-a văzut că este bine, am continuat și iată s-a născut această carte Geneza. Deci Geneza este o carte după care o doamnă și-a făcut doctoratul în economie. Și o altă doamnă și-a făcut o lucrare tehnică judiciară tot pe teme economice. Deci, pe principiul că cel mai priceput creator este Dumnezeu. Și atunci, ceea ce a creat el este cel mai durabil, cel mai stabil și algoritmii lui de creație sunt cei care fac să existe și să continue viața. După Geneza, a durat ceva timp. Florentina, Da. iartă-mă un pic că te întrerup. Te Aș rog. vrea un pic să rămânem aici, da? Până când o să mai apară întrebările oamenilor, am eu să-ți pun o întrebare, cel puțin, simt că Te vor rog. veni mai multe. Dar, apropo de faptul că ai povestit că în perioada noaptea de Revelion, da, și următoarele zile până la Ava Botează, acum 2 ani de zile. Dar nu orice om obișnuit face asta. De obicei, de Revelion, fiecare petrece cu familia, cu chestii. De unde e inspirația asta?
Care a fost întrebare, să știi că ești prima care pune întrebarea asta. Legătura ta cu Divinul, de cum ai ajuns să efectiv până acolo ca să poți să susții că nu e atât de ușor, gata, astăzi peste adică a dat ceva peste mine și efectiv am primit să scriu cartea asta. Cu siguranță ai avut niște mesaje sau niște indici, niște semne dinainte, categoric. Care au te gândi foarte aici, bine. Care au dus aici la faptul de a scrie această carte și a porni această suită să fie lumină. Da? Cred că, și nu cred, cu certitudine, informațiile au venit de când eram mică. Mm-hmm. Până la 5 ani, făcând scanări în trecutul meu, am văzut că foloseam cuvinte pe care la vârsta aceea nu le învățasem. Și cuvinte care exprimau lucruri pe care cei din jur încă nu le puteau înțelege. Eram preocupată dacă există în realitate sau în visul unui copil care doarme. Și mă gândeam, asta la 5 ani, dacă atunci când copilul se trezește, eu mai exist. Și probabil că va trebui ca eu să dorm și să existe copilul în visul meu. Era vorba de un băiețel. Și deși eram destul de mică, mă gândeam, ziua este mai lungă decât noaptea și atunci timpul meu de zi trebuie să echivaleze cu timpul lui de noapte și viceversa, ca să putem să existăm fiecare în somnul celuilalt. În timp am înțeles că este vorba de existențele noastre multidimensionale și de comunicarea cu eurile noastre din alte spații și timpuri. După perioada aceasta, pentru că educația din perioada în care am venit eu în viața aceasta era într-un anumit fel, am limitat gândurile și transmisiile de informații din această zonă până mult mai târziu, vreo 30 de ani, când am început cu studii de radiestezie și apoi am dezvoltat practică psihoterapeutică, bioterapeutică, hipnoterapeutică și am avut posibilitatea, vezi, unul dintre lectorii noștri ne-a spus, veți vedea, o să vedeți câmpul auric al persoanelor, o să vedeți holograma persoanelor. Eu am notat litera și am considerat, ok, le văd. Pe urmă am înțeles că nu toată lumea le vedea. Eu am crezut că trebuie să le văd și evident le vedeam. Deci n-am pus nicio piedică în calea vizualizării subtile. Mm-hmm. Și de atunci am început să văd. Evident, au început să apară și structuri întunecate. M-am mirat, chiar există, că educația mea spunea că nu există. Dar am înțeles că există, am văzut efectele și am înțeles programele. Și au urmat 20 de ani în care am făcut cercetări permanente. Într-un lucru de la 16, 17, 18, 19 ore pe zi, zilnic. Ce înseamnă cercetări? Hai să vorbim un pic și pe limbajul oamenilor. Da? Că eu te înțeleg, dar sunt foarte mulți oameni care nu te înțeleg. Cercetări. Mulțumesc mult pentru că mi-atrage atenția. Da? Și ai mai spus mai devreme că scanai. Ce scanai și cum scanai? Da? Tot cumva în sfera asta. Cum se vede la un aparat de radiografiere, se poate vedea cu vederea subtilă până la nivel de microb, virus, bacterie care există în corpul nostru. Inițial am început cu scanarea aurică, deci să văd câmpul auric din jurul persoanelor pe care lucram, pe urmă să văd zonele care erau afectate și pe care le acuzau ca fiind dureroase sau ca fiind cu probleme și începeam să le scanez. Ușor, ușor am început să înțeleg cum funcționează, ce imagini îmi apar, care e semnificația imaginilor, cum funcționează structura subtilă și cum funcționează, care e conexiunea cu structura fizică. Apoi am început să lucrez pe centri energetici și mulți ani am lucrat în centri energetici, deschizându-i, citindu-le programele, văzând exact cum funcționează și care sunt modurile în care arată, funcționează viteza de rotație, sensurile de rotație, conexiunea cu programele existențiale, conexiunea dintre centri energetici, complementaritatea dintre centri energetici, deci enorm de multă informație. O parte din informație se regăsește într-o carte la care am lucrat 8 ani, Incursiuni în Atlantida, și a cărei scriere mi-a ars 4 harduri, pentru că informația era wow.
deci de o vibrație pe care hardurile din acea perioadă nu reușeau să o suporte. Și am finalizat-o pe un laptop pe care l-am algoritmat energetic să poată să suporte informația. I-am crescut vibrația energetic să poată să înghită o astfel de informație. A urmat apoi o carte pe care o reeditez. Inițial a fost cu numele Hipnoza ca abordare, va apărea ca și Cartea Trecerii. O reeditez curând, în care am inserat detalii din studiile pe care le-am făcut despre chakre și despre conexiunile cu nivelele psihicului, altfel decât sunt mai amplu decât sunt studiate în psihologie. De fapt, este vorba de 7 nivele, fiecare centru energetic coordonează câte un nivel al psihicului și fiecare nivel al psihicului conține un anumit program informațional. Hey, astea sunt din părțile de cercetare pe care le-am făcut și să știi că i-am mulțumit lui Dumnezeu mereu pentru 2 mari daruri. Unul era că făceam ceva ce îmi plăcea extraordinar și îmi place în continuare foarte mult și al doilea că mi-a dat posibilitatea să studiez în direct structurile umane pe mii de cazuri. Adică la o practică de peste 80.000 de ore, în ritmul de care îți spun, lucrat și sâmbătă și duminica și 2 ture și zilnic, scriind cărțile noaptea, deci cărțile în general le-am scris de la 11 noaptea la 2 dimineața. Și se știe că noaptea e o altfel de energie. Pe energie și e liniște. E liniște, așa? Da, exact, exact. Și așa a apărut foarte, foarte multă informație pe care am simțit să o dăruiesc, am dat-o în cărți și continui să o dau. Am scris această suită, deja suita este și tradusă în rusă și în engleză. Aici am un exemplar în limba engleză, da? O să rog colegul de la tehnic să-mi dea și o carte în limba rusă să o arătăm telespectatorilor noștri sau spectatorilor, cum le spunem, celor care ne urmăresc. Mulțumesc frumos! Plăcerile minunate din spatele care... Așa, da, deci aceasta este în limba rusă. În fiecare din volumele, în limbile străine, sunt cuprinse cele 4 volume din limba română și continuă traducerea lor. Este una dintre activitățile pe care mă străduiesc să le duc mai departe, cu eforturile care sunt, pentru că sunt, și intenția este ca informația să ajungă la toată lumea. Săptămâna aceasta, la începutul săptămânii, chiar am făcut un curs în care am vorbit despre gestionarea fricilor, pornind de la programul biblic de frică. Reacția a fost una care mi-a produs extrem de multă bucurie, pentru că oamenii au înțeles că ceea ce era necesar era o reconectare și erau alte conexiuni mentale pe care le aveau de făcut ca să înțeleagă realitatea. Și acum o mică paranteză, dincolo puțin, ca o dizertație, dincolo de întrebarea ta, problema, situația de acum a noastră, la nivel de umanitate, este că noi am stat în cel de-al treilea centru energetic, care a coordonat câmpul emoțional, la structura noastră și la nivel planetar. Câmpul emoțional este conectat cu subconștientul, respectiv, deci subconștientul și structura noastră neurovegetativă sunt structuri care funcționează pe baza impulsurilor, a emoțiilor și a lucrului din interiorul ființei noastre. Situația aceasta, ca să fie pe înțelesul tuturor ce înseamnă, înseamnă că noi nu suntem conștienți de realitatea din jur, ci noi doar o trăim emoțional. Da? Prin emoțiile noastre, prin bucurie, prin supărare, frică, grijă, stres, teamă, etc., deci toate emoțiile pe care le avem și sunt sute, reprezintă cadrul de învățare al lecțiilor de viață. Dincolo, următorul plan este cel în care intrăm, al dimensiunii a patra, care este a planului conștient. Planul conștient ne va da posibilitatea să înțelegem realitatea. Și acesta este motivul pentru care fac aceste demersuri. Cărțile ne duc în dimensiunea a patra. Și sunt scrise pe 7 nivele și la fiecare nivel la fiecare lectură se deschide un alt nivel.
Iar acum, ca final pentru întrebarea ta, legătura cu Dumnezeu. În tot ceea ce am făcut, inițial ni se spunea, chemați-L pe Dumnezeu și ființele de lumină care pot să vină să vă ajute în ceea ce faceți. Și a devenit o obișnuință, care nu era neapărat conștientizată de la început și nu era percepută cu totul de la început. Era mai degrabă o chemare mentală, da, vine cine trebuie să mă ajute, sigur este un ajutor acolo, la un moment dat a început să se simtă, din efectele terapeutice se vedea, era și o altă perioadă, oamenii credeau mult mai mult și veneau la terapie când erau pe final foarte multe persoane și aveau musai nevoie de vindecare și alta era reacția și credința în bioterapie. Și în felul acesta, în timp, am stabilit legătura cu Dumnezeu. Iar în ultimii ani, fac revelionul cu Dumnezeu. Și îl invit la masă, îi pun tacâm, îi pun pahar, un pahar cu vin, pun mâncare și îl invit la masă și stăm la taifas. Și din taifasul acelui revelion, Doamne, dacă tot suntem aici, hai să începem cartea. Hai să începem. Și atunci, nu doar la revelion, aș zice eu. Nu doar la revelion, cu siguranță. La revelion, exact. La nu revelion, doar la revelion, ca să nu înțeleagă oamenii că stai de vorbă cu Domnul, Doamne, doar la revelion. Da? Adică și nu, nu doar la revelion, stau în permanență. În permanență stau de vorbă cu El și să știi că, uite, chiar aseară, pentru că îmi fac analiză permanentă a ce gândesc, a ce spun, a ce fac, a ce mă comport. Și aseară chiar am stat de vorbă cu El și am zis, uite, facem o înțelegere. Tu mergi înaintea mea, eu merg după urmele pașilor tăi. Dacă cumva fac vreo boacănă, mă tragi de mânecă. Și mi-atrage atenția că fac boacăne. Ca să pot să merg bine mai departe. Și tot timpul să mă obișnuiești. Merg, Doamne, pe urmele pașilor tăi. Merg pe urmele pașilor tăi. Ies din casă pe urmele pașilor tăi. Mă duc acasă pe urmele pașilor tăi. Tot ce fac e cu tine de mână. Și uite, așa s-a născut cartea și bucuria a fost că s-a scris în 6 zile. Și culmea, geneza, a fost tradusă în 8 zile, în engleză. Deci are ceva aparte și deschide calea către un nou mod de a gândi. Pentru că ceea ce avem noi nevoie, și asta e revelația de care spuneam când am stat noi de vorbă, este să înțelegem modul în care funcționăm, să înțelegem realitatea, pentru că a sosit timpul și posibilitatea să înțelegem realitatea. Planeta a intrat în 4D și atunci emanația planetară este de energie de 4D și funcțiunile existențiale sunt pe programul de 4D, care este diametral opus față de cel de 3D. În ce sens? Diametral opus? Ai putea să ne dai câteva detalii? Da, uite, sensul existenței acum pentru foarte multă lume, sau scopul, nu sensul existenței, sunt banii. La un moment dat, în dimensiunea a patra vor dispărea, pentru că, în realitate, ei nu reprezintă sensul existenței. Foarte multă lume are probleme de sănătate, pe lângă faptul că viața s-a scurtat și există murirea. În 4D, primele forme de aliniere la programul de 4D vor fi manifestate prin stare de sănătate, apoi prin încetinirea îmbătrânirii și prin creșterea longevității. Da? Deci cine caută viață lungă, e în 4D, nu e în 3D și nu se obține cu substanțe chimice. Felul în care ne raportăm la natură este cu totul altul, este de respect, de iubire pentru natură, de respect pentru întreaga creație, de respect pentru întregul ecosistem planetar, pentru că totul a fost creat în legătură. Adică nu a fost creat pământul și separat animalele puse să stea atârnate pe undeva prin aer. Nu au fost create apele și să înceapă să se plimbe sau să se joace sau să nu facă ceea ce trebuie. Toate sunt în corelație. Toate sistemele vii sunt conectate de celelalte sisteme vii. O gâză este o consumatoare de anumite reziduri, să zicem, dar ea e consumată de pasăre, care e consumată de altceva, care e consumat de altceva, da, și vine și brăcuța și șobolănelul și șerpișorul și vulpea și toată lumea, da, până la cel mai mare consumator. Acest ecosistem este gândit foarte clar. Foarte clar. Cu scop. Da, și cu scop. Deci toate au scopul lor.
Exact. În momentul în care noi intervenim, chiar scria profesorul Ciuhri, regretatul profesor Ciuhri în cartea lui despre virusologie, că oamenii au intervenit în ecosistem fără să înțeleagă efectele negative care apar ca perturbare a sistemului planetar. Povestea și de gripa aviară și de gripa porcină, când au fost omorâte animale, foarte multe, fără să se înțeleagă că se produc reverberații la nivel planetar, în ecosistem, pentru că toate sunt intercorelate. Și vezi, cărțile astea Să fie lumină arată. Chiar am vorbit în al doilea volum despre cartea profesorului Ciuhri. Și ceea ce e bine să înțelegem este că nu există nimic întâmplător. Și că toate au fost gândite când au fost create. În Geneza, fără să știu de la început, mi s-a transmis să scriu despre matematica creației. În creația mi s-a transmis să vorbesc despre fizica creației și să știi că la un moment dat mi-a fost transmis numele unui fizician despre care nu știu. Nu l-am reținut, deci nu pot să spun care e, dar în carte este. Dar căutând pe net numele și cercetările lui, am înțeles mesajul pe care trebuia să-l scriu în carte. Da? În Revelația, cel de-al treilea volum, am stat de vorbă nopți în șir cu o bună prietenă, chimistă, profesoară de chimie, care mi-a explicat foarte multe lucruri pe care le-am redat și în carte și care ne va explica în niște emisiuni viitoare multe dintre revelațiile pe care le-a avut ea în chimie după ce a înțeles cum funcționează lucrurile. Deci chimia pe care am învățat-o noi este o mică parte din ceea ce a înțeles ea despre chimie. Iar în adenda, este o psihanalizare a creației. Unul din masterele mele este de psihanaliză. De unde e acest nume? Că eu mai auzit adenda. E o completare. Nu e ideea. Nume românesc, ca să zic așa. Este. E o completare pe care, sau un adaos final, asta ar însemna, pentru că inițial mi s-a spus că voi avea de scris o trilogie. Și am zis ok, am simțit că are un număr de pagini, tot îmi venea 2-2-2 și zic ok, dar sunt 3-6-6-6, s-ar putea să nu dădea bine în mintea mea. Și atunci am zis cât, 144, de ce? 144 înseamnă adunate, 4 cu 4 și cu 1 dau 9, respectiv un final de lume. Și atunci au ieșit 3 cărți, au 144 de pagini. Și asta înseamnă că e finalul dimensiunii a treia. Adenda, care ne explică modul în care funcționează, are 180 de pagini, deci tot un 9, 1 și cu 8 fac 9 și cu 0 tot 9, și explică, deci dacă primele 3 au explicat felul în care am fost făcut, adenda explică felul în care funcționăm. Deci modul în care ne manifestăm, plecând de la programele psihice implementate în creație. Și pentru cei care nu știu, toate informațiile acestea și cele care urmează fac parte din primele 5 pagini ale Bibliei. Și în aceste prime 5 pagini găsim un conglomerat de științe și crede-mă că am recitit de curând până la volumul al treilea, pentru că mă apuc de al cincilea, și stăteam și mă gândeam, zic, Doamne, câte informații îmi vin, dar am trecut pe acolo, cum de n-au venit? Deci, inclusiv la mine, eu sunt deja, cred că la a cincea lectură a cărților, pentru că le-am și corectat, nu din alt motiv, și înțeleg mesajele și pentru următoarele cărți. Și sunt extrem de multe, iar modul în care ele sunt date este gradual, astfel încât să nu fie din start foarte greu de accesat. Se pleacă de la Geneza, care se poate citi într-o oră jumate, este cu mult dialog, spumoasă, ușoară, și limbajul este pe înțelesul tuturor. Deci e limbaj comun, nu este limbaj științific. Astfel încât la prima lectură poate să se creadă că este foarte ușoară, simplu, foarte simplu este. Creația este făcută extraordinar de simplu. Este făcută simplu cu niște algoritmi extrem de complexi și multinivelari. Îi înțelegem pe măsură ce creștem. Așa a crescut și informația în cărți, de la simplu la complex, și crește mai departe. Ok, bună, Florentina.
Asta ca și ceea ce tu ai scris în cărți, da? Pentru cei care, oamenii care vor să aprofundeze. Dar spune-ne un pic așa, din viața ta de zi cu zi, da? Ce lucrezi tu cu oamenii, ce lucrezi tu cu tine? Poate, nu știu, ce fel de oameni sau care sunt, da? Pentru că trăim într-o realitate, într-o astfel de realitate încă fizică, da? Chiar dacă suntem într-o trecere între dimensiunile astea, ce fel de oameni vin la tine? Ce fel de cu ce fel de stări, de situații, ce anume faci tu că, practic, concret, ce le spui, ce le arăți, că până sunt mulți, de exemplu, din cei care urmăresc această emisiune, ok, dar poate nu am timp sau chef sau dispoziția necesară să citesc o carte. Dă-mi acum un pont sau arată-mi cum faci tu concret, da? Că dincolo de cărți, tu faci și terapii, da? Și atunci Terapia e bază, activitatea mea de Vin bază. oameni, exact, vin oameni către tine. Ce fel de oameni vin către tine? În ultima vreme s-a modificat puțin plaja și vin oameni care chiar cred, nu doar care au nevoie. În fazele de început erau persoane cu probleme de sănătate. Și la modul cinstit am tratat, nu știu, aproape orice fel de afecțiune, și fizică și psihică. Mai greu este cu abordarea psihică, acolo unde este instalată schizofrenia sau boli deja greu de vindecat, pentru că în dimensiunea a treia erau puțin altele condițiile de vindecare. Și pentru că fiecare dintre persoanele venite cu afecțiuni veneau cu o temă, cu o misiune. Adică un copil care vine cu o afecțiune fizică sau psihică, în general vine așa ca să-și ajute părinții să se trezească și să se îndrepte spre credință. Și pentru cei care sunt conștienți, deci care sunt cu afecțiuni fizice, ei înșiși merg spre credință și își schimbă întreaga viață și emanația către ceilalți. Ce să zic? Se pot modifica? Uite, mi-au venit două cazuri. Mi-a venit când întrebai în minte o situație în care o prietenă mi-a spus că băiețelul ei de un an și puțin a închisit o monedă de 50 de bani și să-i o scot. La distanță fiind. Da? Bun. Când eram în liceu, am participat la, nu știu dacă mai sunt acum, concursuri de Cruce Roșie și am făcut practică cu un medic de la spitalul de urgență, ortoped, care spunea că la un moment dat a scos un ac din genunchiul cuiva cu un magnet, ca să nu ajungă acul pe căile, pe vasele de sânge, să nu ajungă la inimă sau la creier. S-a gândit cum poate să-l opereze ca să nu cumva să fugă acul și l-a scos cu un magnet. L-a dirijat înapoi spre genunchi și să-l scoată. Același lucru am făcut și eu cu un magnet și am dirijat moneda către evacuare și s-a scos. Și mi-a mai venit un caz, o fetiță, care avea o malformație cardiacă și avea și o anomalie genetică, în sensul că unul dintre codonii de ADN era desprins și s-a putut reconecta. Da? Deci se pot face lucruri, dar se fac în măsura în care crezi și în măsura în care cel pe care lucrezi crede. Deci dacă cel pe care lucrez nu crede, pot să miști toate energiile posibile că nu se duc în corpul persoanei. Dar este foarte importantă credința și conexiunea cu Dumnezeu. Și acum, dacă de-a lungul timpului au fost în special cazuri de terapie pe structura fizică, în ultimii ani, și eu am început să țin cursuri consecvent de câțiva ani, de vreo 7-8 ani, consecvent. Până atunci, deci am început în urmă cu vreo 15 ani să țin cursuri. Și în ultimii ani, chiar cu consecvență și tabere de dezvoltare și foarte, foarte multe activități și ateliere de lucru practic și tabere de autovindecare și cursuri de autovindecare, multe. În ultima vreme
sunt multe persoane care vin să înceapă procesul de autocunoaștere și evoluție, cu dorința clară de a evolua și de a înțelege lumea în care suntem, ca să poată să meargă mai departe. Și asta e o mare bucurie, pentru că înseamnă că și mica mea contribuție a ajutat, dar înseamnă că noi toți, mai ales asta înseamnă că noi toți putem să mergem mai departe. Așa cum spuneam de revelația de la începutul anului, că s-a transmis că putem merge mai departe acum, adică nu peste niște ani apocaliptici. Și asta este marea bucurie, pentru că înseamnă că lumea începe să se trezească și să se producă o energie de masă benefică evoluției. E schimbare, da. Uite, cineva ne spune că eu sunt vindecată de flori, de boli grave. Pot să confirm că este o terapeută de excepție. Mulțumim, Grațiana. Poți să mai repeți o dată? Eu sunt vindecată de flori, de boli grave. Pot să confirm că este o terapeută de excepție. Ne spune Grațiana. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Bun, spune-ne, apropo de asta, da? Pentru că văd că oamenii sunt foarte ascultători. Văd că nu avem nicio întrebare, dar ți-am zis că lasă că nicio problemă. Curg întrebările de la mine. Așa. Ce faci concret tu cu oamenii? Dacă spuneai că e nevoie de partea asta de credință, dar când vin oamenii la tine, au credință, nu au credință, ce faci tu ca să le plantezi acele semințe de credință? La început aveau nevoie. Și nevoia funcționează extraordinar de mult, pentru că poate să miște structurile fizice și poate să le miște chiar dacă ele nu sunt mișcabile. Deci nevoia de a face un lucru și de a rezolva într-un anumit fel ne face să rezolvăm multe lucruri. Și chiar de curând mi-am adus aminte și am spus într-unul din cursurile mele că nevoia în timpul unei mutări de la etajul 9, nevoia de a face liftul defect să funcționeze a fost atât de mare încât am urcat și am coborât o zi întreagă cu liftul defect și am coborât niște mii de cărți, pentru că acolo era problema mea cea mai mare, erau mii de cărți. Și să urc 9 etaje ca să iau cărți și să cobor cu sacoșe cu cărți, iar să urc și să, tot așa, nu intra în mintea mea. Și atunci nevoia spunea că trebuie mișcat liftul. Ok. Deci asta este un exemplu a ceea ce se poate face din nevoie. În același mod, din nevoie, oamenii se vindecă pentru că ei cred că trebuie să se vindece. Unul dintre exemplele care îmi vine în minte, apropo, și de situația foarte frecventă din ultima vreme, a tumorilor maligne. Sunt persoane care se vindecă nu doar pentru că speră în vindecare, ci pentru că au program să se vindece. Trebuie să lucrez la cutare proiect, trebuie să-mi cresc copilul, trebuie să-mi cresc nepoții, trebuie să fac nu știu ce, deci fiecare cu programul lui de viață. Și se setează nu că e bolnav, nu că are ceva de stat, nu că trebuie să se vindece. Și se vindecă. Deci, de multe ori, modurile în care experiențele noastre de viață vin către noi sunt cele care ne ajută să ne schimbăm modul de a gândi. Pe de altă parte, e una dintre practicile și ale mele, pentru că lumea povestește, sunt foarte mulți oameni care au venit și spuneau, nu știu cu ce să încep, e destul de greu, și de multe ori erau oameni care spuneau că e prima oară când pot să spună un anumit lucru. Lucrul atât de adânc se poate în ființa lor. Încărcătură foarte mare, foarte puternică. Exact, exact. Și era nevoie să înceapă să înțeleagă de ce au trăit acele lucruri. Ce anume i-a făcut să ajungă la acea situație. Uite, apropo de încărcătură foarte mare emoțională, o doamnă de 35 de ani, care a fost acum, cred că 13-14 ani la mine, avea metastaze și abia mergea, era foarte, foarte palidă, pământie, și când a plecat, după o singură oră de discuție, mergea săltat și radia toată fața. Înțelesese de ce i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat.
A doua zi urma să aibă cerințele citostatice și s-au făcut analizele și nu mai avea cancer. Pentru că a înțeles. Ei, deci ceea ce mă străduiesc eu să fac cu timp de discuție și cu timp de terapie energetică este să îi ajut pe oameni să înțeleagă modul în care funcționăm și modul în care experiențele de viață și evenimentele de viață vin către ei ca să îi determine să înțeleagă ce au de învățat de la viață. Mm-hmm. Pentru că noi aici am venit să învățăm. Exact. O să găsiți în geneza explicația matematică pe baza numărului de aur și a șirului lui Fibonacci, deci și a valorii numărului de aur, da? Pentru că nu suntem prima existență și nici ultima. Da? În spate au fost generații care au trăit și după noi vor fi generații care trăiesc. Fiecare are un alt nivel de înțelegere și un alt nivel de lecții de viață, specifice fiecarei etape. Deci și dimensiunea a treia poate să fie manifestată în forme variate și trecerea mai departe între a patra, respectiv a cincea dimensiune, se poate face variat. Da? Deci trecerea de acum este în o premieră când se trece din 3D în 5D în formă fizică. De aceea este ceva mai dificilă și vine cu atât de multe încercări cum traversăm cu toții de ceva vreme încoace, dar important, important, important pentru noi este că mergem mai departe și mergem dacă vrem. Cine vrea să meargă mai departe. Deci e nevoie de lucru cu sine, nu cu ceva ce vine din exterior. Iar venirea lui Iisus, știi că este o așteptare. Lumea spune, păi da, la a doua venire a lui Iisus. A doua venire a lui Iisus nu înseamnă că Iisus vine în formă fizică cu o sabie. Sabia reprezintă, deci are patru brațe și reprezintă dimensiunea a patra. Dimensiunea în care se intre dimensiunea a patra. Dimensiunea a patra e coordonată de cel de-al patrulea centru energetic. Iisus a venit să arate iubirea. Dimensiunea a patra e dimensiunea conștientizării și a iubirii. Deci acolo este venirea lui Iisus. Este venirea lui în interiorul nostru. Pentru că, din nefericire, dacă ne uităm în istorie și dacă ne uităm inclusiv la viața lui Iisus, El a venit să ne învețe, să ne spună lucruri cu totul și cu totul deosebite. Și una dintre informații era să scriu despre, să fiu un fel de tetralogie despre Evanghelii, în care să fie explicate mesajele lui Iisus, explicate în limbajul actual, ca să fie înțeles de toată lumea și ca să fie total inteligibil, dar deși a venit cu atâta iubire și deși a venit să ne vorbească despre iubire, deși a fost un învățător, practica oamenilor este să pună învățătorii pe piedestal și apoi să-i omoare. Din nefericire. Și întotdeauna, conform programului din dimensiunea a treia, altcineva este cel care trebuie să rezolve, altcineva este vinovatul. Exact. Și asta, uite, chiar apropo de întrebare, că ziceai și tu mai devreme că oamenii așteaptă din exterior. Și de asta cumva am vrut să și pun accentul și să te întreb ce fel de oameni vine acum către tine, cum lucrează sau cum lucrezi tu, pentru că, așa cum ai zis și tu, da, e necesar, ok, tu susții, tu faci, da, ca terapeut, ca bioenergoterapeut, lucrezi cu ei, dar dacă ei nu cred, dacă ei nu lucrează cu ei, atunci... Efectul este pe măsura credinței celui pe care se lucrează, exact, întotdeauna. Mm-hmm. Am avut o grupă de lucru, apropo de ce se lucrează și cum se lucrează. Ceea ce se poate face în cabinetul de terapie este destul de limitat de timp.
O ședință de terapie, în mod normal, este de 50 de minute. În mod normal, eu am o pauză de 10 minute pe care n-am avut-o în ultimii 20 de ani. Dimpotrivă, ședința a fost dusă de regulă peste, tocmai ca să pot să termin și să explic și să fie bine și să se înțeleagă și să se lucreze și să se accepte și. Am făcut la un moment dat o suită de tabere de dezvoltare psihoenergetică sau psihospirituală mai degrabă, în care să știi că am făcut și meditația pierderii, pierdere care însemna nu doar pierderea casei, ci și pierderea familiei, pierderea iubitului sau iubitei, pierderea copiilor, pierdere, pierdere, pierdere și ceea ce facem în situația respectivă. Mm-hmm. Am avut o tabără în care am făcut meditația lagărului, ce a însemnat experiența lagărului, citind cartea În căutarea sensului vieții a lui Victor Frankl, care a fost psihoterapeut și care a descris în această carte experiența lui din momentul în care a fost ridicat de trupele naziste, călătoria cu trenul de marfă în frig, experiențele din 4 lagăre de concentrare, moartea multora dintre camarazi, gazarea altora care veneau acolo și ce anume era diferențierea între a supraviețui sau nu, și toate experiențele trăite. Cred că a fost cea mai marcantă meditație pe care am făcut-o, meditație pe care oamenii au trăit-o în profunzime și au lucrat în ei, au fost care au simțit că au ajuns la camera de gazare, au fost care au văzut, la un moment dat unul dintre exerciții a fost deplimbat în cameră cu o etichetă cu un număr, le-am spus de la început să-și lase bijuterii, buletin, telefoane, inele, tot și să simtă că sunt deposedați de ele, ele rămână pe masă, nu le lua nimeni. Dar era important să simtă ce înseamnă această pierdere. Cred că pentru toată lumea care a participat a fost o meditație de referință, pentru că a schimbat profund. Am făcut meditații ale morții cu trecerea prin moarte, cu starea de catalepsie, cu reîntoarcerea din moarte, multe meditații și multe jocuri. Un joc, uite, un joc, tribluza. În asta, care uite, înainte de a trece la joc, țin un pic să subliniez că poate mulți oameni zic, dar ce lagă, dar ce chestie, că eu n-am trăit, n-am experimentat asta în viața asta, da? Dar sunt amintiri, trăiri, emoții pe care poate părinții, bunicii, strămoșii noștri le-au înscris în subconștientul lor. Iar noi fiind genetic, în subconștientul lor, prin subconștientul familiei, al arborului genealogic pe transgenerațional, automat este și în noi. Categoric. Da? Deci epigenetica exact asta studiază. Și sunt făcute, deocamdată au fost făcute studii pe șoricei, pentru că ei au doar un codon de ADN diferit de cel uman, dar pentru că ei au o durată de viață scurtă, s-a putut face studiu pe generații de șoricei, cum se transmite informația de la mamă, la făt, la nepoțel, la, da, mai departe, și reacțiile sunt identice cu ale antecesorilor, deci cu ale primului care a fost traumatizat. Deci, revenind la joc. Da, da. Până la joc, ce vreau să spun legat de meditațiile acestea, în general, în momentul în care o experiență este traversată, nu în general, la modul foarte concret, poate să fie traversată virtual și ea reprezintă o experiență reală pentru psihicul nostru. Deci oamenii care au traversat aceste meditații au trăit autentic emoțiile care erau implicate în povestea respectivă. Acum, uite, un joc foarte amuzant pe care l-am creat s-a numit Tribluza. Deci, Tribluza. Și de ce Tribluza? Pentru că am vrut ca... chiar am făcut o tribluză. Croitoreasa mea s-a chinuit tare mult până când a găsit o formulă în care să croiască o bluză pentru 3 oameni. Pentru că în această bluză intrau 3 oameni și era protagonistul cu ungerul de lumină și cu ungerul de întuneric. Și fiecare dintre ei șoptea. E bine așa. Așa. Nu, e bine așa. Nu, păi invers. Și stăteau și se... Deci era un joc continuu cu pro și contra, da? Cu mintea divină și mintea egotică, care se jucau acolo și fiecare spunea ce îi dădea ei prin cap.
astfel încât să-i transmită persoanei alte perspective decât cea pe care o avea persoana în cauză. Da? Deci s-a jucat foarte mult și cu efect. Sau constelațiile de neam în care ne duceam generații după generații după generații până la memoria ancestrală ca să vedem de unde vine o anumită situație și cum se lucrează. Și să știi că mergeau acasă oamenii și povesteau, ia uite, te-am pus la constelație și am întâlnit situația asta. Sau spuneau, știi, uite, s-a întâmplat pe vremea bunicilor cu tare chestie, de unde știi? Dintr-o constelație. Și ce mai știi? Și erau detalii atât de clare și de reale, cu detalii de imagini, de persoane, de reacții, de stări, de evenimente. Deci sunt foarte multe forme. Și caut tot timpul forme noi de lucru și întotdeauna am căutat formele potrivite grupului cu care am lucrat. Pentru că fiecare grup are particularitatea, unicitatea și nevoia lui. Și fiecare grup cere altceva. Și atunci tot ce făceam, întotdeauna făceam specific pentru grupul cu care lucram. Da, adaptai la... Exact. La oamenii care sunt, că până la urmă... Pentru ei lucram. Exact, și până la urmă, na, toți suntem unici și nu... Poți să-ți pregătești exact ceva de acasă, că, apropo de socoteala de acasă, cam rar să... Da, da, da. De acasă pregăteam, să știi, totul pentru acești oameni. Și da, de câte vorbesc, pentru cei care ascultă vorbesc. Exact. Dar uite, vezi că până la urmă practica ta din spate te-a adus aici ca să poți să spui lucrurilor pe nume, să uite, să facem această emisiune împreună, să spunem oamenilor, să poți să dai mai departe, da, și celorlalți, că până la urmă și tu ai practica ta în spate. Sigur că da. Da? Și sigur că da. Despre asta vorbim, adică nu sunt chestii care sau pe care noi le spunem doar așa ca să ne aflăm în treabă. Și uite, apropo, că cineva ne întreba cum să lucrăm cu noi? Ce să facem concret? Da? Tu ai este dat exemplu. Cea mai importantă întrebare. Tribluză. Este întrebarea momentului. Exact. În primul și în primul rând, cel mai necesar și cel mai important pas este să înțelegem că avem de lucrat cu noi. Să nu mai așteptăm în exterior. În al doilea rând, este nevoie să fim atenți la sensurile din spatele cuvintelor. Setarea din mintea noastră nu este setarea cu care am fost educați, da? Nu este neapărat cea mai grozavă. Și uite, cu ocazia asta chiar spun și ție și pentru persoanele care ascultă, pregătesc o suite de scurte misiuni în dar despre modul în care gândim, modul în care vorbim și lucrurile sunt altfel decât ar trebui să fie în manifestarea noastră și unde trebuie să ne fie atenția în ceea ce spunem și în ceea ce facem ca să putem să producem o schimbare reală noi înșine. Ca idee, primul lucru pe care îl avem de făcut, după ce am conștientizat că de lucrat cu noi înșine este, nu cu ceilalți, că problema este noi dacă o trăim, nu este nici Eva și nici șarpele, ei au fost cei pe care s-a aruncat vina, ceea ce avem noi de făcut este să fim atenți în permanență la noi și să înțelegem. Deci, unul, că avem de lucrat cu noi, al doilea, că problema este noi și nu putem pasa, și a treia, că trebuie să fim prezenți noi în permanență. Pentru că se întâmplă să spunem anumite lucruri și formăm, niște cuvinte. Nu sunt niște cuvinte. Mai repetăm de foarte multe ori niște lucruri și, uite, ca un exemplu, sunt persoane care spun să nebunesc. E o expresie. Mie nu-mi place. Da, dar să știi că produce efectul. Cu cât se repetă mai mult, produce efectul. Sunt persoane care spun să-și arunce ochii. Mi-am aruncat ochii nu știu pe unde. Și încep să aibă probleme de vedere. Sunt persoane care spun că cineva le-a mâncat ficații și fac ciroză sau mai știu eu ce. Deci este foarte important modul în care gândim, pentru că înainte de a fi spuse cuvintele, ele reprezintă efectul a ceea ce gândim, ceea ce este în mintea noastră, atenți la ceea ce spunem și atenți la ceea ce facem. Procesul acesta de trecere este un proces de lucru cu noi. Când spuneam că
avem șansele de a merge mai departe, să știi că am primit întrebări, care e soluția? Crezând că este vorba de o baghetă magică. Vine Harry Potter, învârte bagheta, e cu pasăre ăsta, cu pană de pasăre Phoenix și se rezolvă toată problema planetară. Nu. Avem de lucrat cu noi înșine. Și este cel mai dificil lucru. Important este să fim deciși și să înțelegem că altfel nu putem trece. Trece cine lucrează cu sine. Și toate demersurile pe care le facem, și tu, și eu, uite, și Daniel Găucan, când spuneai de el și vorbeam despre cum să se facă acele emisiuni, bine, sunt foarte mulți oameni și la noi și peste tot în lume care spun aceleași lucruri. Trebuie să lucrăm cu noi înșine și să schimbăm modul în care am funcționat până acum, pentru că nu mai funcționează. Nu că e greșit, a fost modul perfect pentru dimensiunea a treia. Da? Dar nu se mai potrivește în dimensiunea a patra. E ca și cum ne ducem la facultate cu șorțulețul de la grădiniță și încercăm să ne punem și pamponele cum eram la grădiniță, da? Cu fundițe și cu codițe, și să ne purtăm ca niște copii de grădiniță la facultate, ceea ce nu prea cadrează. Deci e nevoie să ne maturizăm și să lucrăm în mod permanent cu noi înșine. Uite, eu seara, când am câte o nelămurire, stau de vorbă cu Dumnezeu și zic, știi, n-am înțeles cu tare lucru. Dai și mie soluția. Și când mi-a zis cu povestea asta că se merge mai departe, aceeași treabă. Doamne, Doamne, am înțeles eu că suntem exact pe calea cea bună. Am înțeles că tot ce se întâmplă în jurul nostru, de fapt, sunt impulsuri, chiar dacă dor, chiar dacă nu plac, dar sunt impulsuri ca noi să ieșim dintr-o stare de stagnare în care ne ține mintea noastră subconștientă, în care ne ține tot ceea ce e în jur și demersurile care sunt într-un anumit fel. Ok, ce facem? Ne scufundăm sau mergem mai departe? Și m-a lăsat. Până când i-a zis, Doamne, vreau să știu. Concret. Concret. Și a zis, mergeți mai departe. Asta era bucuria. Mergem mai departe. Dar cum mergem? Păi trebuie doamne, să te știi adevărul. Mașina, cu avionul, zbură. Exact. Exact. Cu structura noastră, cu sufletul nostru. Doar cu sufletul nostru și cu credința în Dumnezeu. Și atunci, ceea ce este de făcut... Uite, o să am luni un curs în care o să vorbesc în detaliu, o să fie de la ora 7, o să vorbesc în detaliu despre problema asta a sufletului, ce înseamnă sufletul și care sunt funcționalitățile lui, cum funcționează, cum vine, cum pleacă, cum multe, multe. Bine, este necesar să ne reconectăm la sufletul nostru, să-i dăm valoare, să înțelegem că este, în primul rând, și că nu îmi dau sufletul sau mi-am dat sufletul pentru... Nu. Putem să dăm bani, putem să dăm vorbe, sfaturi, timp în care îi susținem pe ceilalți, niciodată sufletul. Niciodată sufletul. Ei, și mersul ăsta mai departe este, dimpotrivă, să chemăm părțile de suflet cedate înapoi la noi, să ne reîntregim și să putem să funcționăm pe calea aceasta a evoluției, nu a involuției. Fără suflete ne ducem în jos, cu suflete ne ducem în sus. Este mica, marea diferență. Și asta avem de făcut. Deci de lucrat cu noi, cu sufletul nostru și cu conexiune la Dumnezeu. Cu micul amendament, conexiunea să fie din suflet, nu doar din minte. Așa cum și eu am pornit, ți-am zis, mă gândeam, zic că să vină toată lumea, să vină Dumnezeu și îngerii de lumină la mine să lucreze, nu credeam eu că chiar vin și chiar se simt și chiar și chiar și chiar. Dar să știi că vin. Până la urmă, când vezi efectele, chiar vin, îi simți, se simte energia și se simte când lucrează și se simte și la meditație. Deci sunt oameni care spun, domne, simțeam că nu mai am corp. Era o energie atât de copleșitoare încât simțeam că nu mai am corp și pe urmă îmi venea greu să mă mișc, adică rămăsesem acolo undeva. Eram plin sau plină de acea tot, de acel tot, de acea energie divină. Exact, exact. Așa este. Deci se poate face, se poate face trecerea, se face trecerea pentru că planeta a trecut. Uite, chiar ieri îmi spunea cineva, o doamnă care vine la mine de mai multă vreme și îmi spunea, știi, abia acum am înțeles că nu moartea e o problemă. Și că problema care se pune acum e a sufletului. Deci să
ne păstrăm sufletele și să mergem mai departe cu sufletele noastre, că asta este important, să ne reconectăm la Dumnezeu. Uite, Mihaela, mă pomenește o Mihaela, cine știe eu ce îngeraș Mihaela e pe aici cu noi? Dar, dragă Florentina, apropo de expresia mulțumesc din suflet, întreabă cineva, este în regulă? Sau în felul acesta de mulțumire pierdem astfel părți, bucăți din suflet? Nu, nu, când este de mulțumire, nu. Când dăm mulțumire din suflet, păi noi nu, ducem energie spre sufletul nostru. Da? Când spunem mi-am dat sufletul sau mi-am pus sufletul acolo sau am făcut și mi-am lăsat sufletul la cutare, am iubit pe cineva și mi-am lăsat sufletul acolo, aia înseamnă pierdere de suflet. Evident, sunt și cedări intenționale pentru a primi niște chestii iluzorii, că poate să fie vorba de un partener sau o parteneră, că poate să fie vorba de renume, faimă, bani, avere, eu știu, nu știu, fel de fel de... De nevoi. De, da, nevoi sau idei că ar fi nevoi. Da? Oamenii pot să le ceară și întotdeauna trebuie să plătească. Deci niciodată nu dăm ceva fără să primim. Niciodată. Niciodată. Și oamenii de foarte multe ori. Și să știi că am desfăcut mii de astfel de situații, se pot desface toate și blestemele și toate cele. Sunt algoritmi de lucru, nu sunt altceva. Este vorba doar de a înțelege felul în care lucrează energia și informația și de a corecta modul lor de funcționare. Bine, ceea ce pot să spun este că oamenii de foarte multe ori, crezând că sufletul nu este important, l-au dat pentru temir ce și pe urmă au început să plătească cu suferințe de toate felurile. De aceea eu spun foarte mare atenție, trebuie făcut schimbul, dai primești. Dacă primești și vrei doar să primești, la un moment dat plata se face dintr-o altă structură. Asta vreau să completez și eu. Nu e vorba de a da sau de a primi tot din de acum. Dar e vorba și de acel a da și a primi sau a dărui din trecut, pentru că e vorba și de altă dată, nu de doar de acum. Și mai e expresia aia, bine în gând, expresia legată de faptul că mi-am pus sufletul pe tavă. Păi, normal dacă ți l-ai pus, nu mai e în tine. Categoric. Da. Categoric. Apropo de ce, de unde nevoia asta, da? De a ne recupera toate părțile de suflet din această existență, din toate existențele de la părinți, bunici, strămoși și toate celelalte. Exact. Așa este. Uite, vezi, și acestea sunt exemple de situații diametral opuse față de modul în care am funcționat până acum. Da? Dacă până acum încercam să colorăm limbajul cu fel de fel de expresii pe care le primeam de la părinți, de la bunici, le auzeam în jur, le preluam fără să ne gândim la semnificația lor reală, de acum încolo a exprima într-o formă incorrectă, să zic, trăim efectele. E ca și cum cerem și s-a amplificat foarte mult energia și programele de manifestare sunt mult amplificate și asta face ca ceea ce cerem noi să se și producă și se produce mult mai repede și mult mai intens. Și pe urmă ne întrebăm de ce, dar de unde mi se trage, ce am făcut că n-am făcut rău la nimeni. Păi nici nu trebuie făcut rău cuiva. Că răul cel mai mare întotdeauna ni l-am făcut nouă, nu celorlalți. Că se duce către ceilalți, că aduce atingere altor persoane, vieților lor, structurilor lor, situațiilor lor, înainte de a ieși, sunt în noi. Vorbe, gânduri, tări, trăiri, sunt în mintea noastră gândurile și vorbele, le exprimăm. Deci, dincolo de câmpurile noastre, pot să lucreze, dar diluat față de cât lucrează în câmpurile noastre. Acolo fac ravagiile maxime. Și nu mai merge pe principiul ăla, las că merge și așa, nu mai merge așa. De acum încolo niciodată. Realitatea e că nici în 3D nu mergea, pentru că mergea acum și se plătea ceva mai târziu. Putea să plătească nepotul, strănepotul, strănepoata, cineva din generațiile următoare. Ceea ce se petrece acum, datorită comprimării timpului și a vitezelor de reacție date de
intrarea într-o nouă etapă existențială și a planetei și a galaxiei, fac ca lucrurile să se petreacă cu mult mai mare viteză. Da? Și atunci las că merge și așa, merge astăzi, peste 5 minute vine reculul și bum. Sau poate chiar următoarea fracțiune de secundă, nu peste 5 minute. Tocmai. Da? Și cu cât conexiunile sunt mai intense, cu atât reacțiile sunt și ele mai intense și mai rapide. Dar, mare atenție, ele sunt ca să ne atragă atenția în mod bun, benefic, educativ. Alo, ai făcut o bocănică. Ia-o și repară. Da? Ai ocazia să o repari. Și ai ocazia să o repari. Deci dacă n-am avea ocazia, poate să vină, dar să nu, să zicem, mi se întâmplă numai rău. Sunt o victimă a vieții. Exact. Nu sunt victimele nimănui. Exact, și apropo de mergem mai departe. Mulțumesc și mergem mai departe. Da. Da? Apropo de mesajul pe care și ție, divinuțele, l-a trimis, mergem mai departe, da? În această formă de existență sau în alte forme de existență. Echipa ta ne reamintește de unde se pot comanda cărțile tale, da? De pe site-ul tău, www.florentinamateescu.ro, da? Pentru cei care doriți să comandați cărțile. Dacă nu mai sunt întrebări, și puteți să mai urmăriți și pe Florentina, că este pus aici un link tot de către cineva cu tine, pe Facebook-ul tău, da? Și pe YouTube. Pe Facebook, pe YouTube, da? Dați Florentina Mateescu și puteți să o găsiți dacă vreți să lucrați cu ea, să participați la evenimentele ei, să o susțineți într-o formă sau alta, da? Sau să cumpărați cărțile sau fiecare funcție de situație. Exact. Da? Și de posibilitățile pe care ne le dă momentul, da, uite, până una alta variantă asta online este un mare ajutor acum. Exact. Uite, și o întrebare de la o telespectatoare a ta. Cuvântul Doamne ajută este de ajutor sau putem să înlocuim cu mulțumire sau alt cuvânt? Dacă ar fi să ne aliniem momentului de acum, eu aș spune mai degrabă o mulțumire cu recunoștință. Pentru că, uite, vezi, modelul de gândire de până acum a fost Doamne ajută și se transfera responsabilitatea către Dumnezeu. Ca și cum Doamne ajută, dăm soluția, dăm ajutorul, rezolvăm problemele, tu ești cel care știi. Bun, acum este să mulțumesc că mă ajut să învăț lecțiile, pentru că eu de aia sunt aici. Nu sunt aici ca să primesc, sunt aici ca să învăț și să mă cizelez, mă sculptez pe mine. Da? Și încep să fiu puțin altfel. Uite, de pildă, o variație, adineori ai auzit foroitul Ralf, este o permanență. Deci el a devenit colegul nostru, prietenul nostru, de câte ori aveam cursuri și tabere, Ralf era pe aproape și întotdeauna la meditații se auzeau cu sfărăii de Ralf. Și să știi că... Da, și e patrubet. E un câine, e un labrador, care știe despre ce unde cerebrale este vorba în fiecare terapie. Deci el, pe tematica de lucru, se uită la persoane, vede, inițial când era mai mititel, se uita la persoane și pe urmă se lingea pe botică, mi-arăta că e gata, că a văzut și el că am terminat și s-a întâmplat să se uite la mine cu spatele la persoana de pe canapea și să-mi arate cu ochii că a venit persoana următoare. Se uita în stânga, cumva că a venit persoana următoare, ridic-o pe persoana de pe canapea că a venit următoarea persoană. Aia, inclusiv ajutare fizice, da? Acolo. Categoric. Și uite, o chestie de amuzament, așa de final, a venit la un moment dat o prietenă dragă, era însărcinată. Și că îmbrățișorilor Ralf. Mulțumesc mult! Cine îmi cunoaște pe Ralf. Da, când s-a dus ea la baie, el mi-a spus conspirativ, are un pui la ea. Deci, eu m-am gândit cum pui. Că-i copil. În mintea lui era pui, nu era copil. Pentru că pentru expresiile folosite, da, noi folosim pentru pui de cățeluș, pui. Nu, nu copii de cățel. Da? El a folosit limbajul lui. Are un pui la ea.
Și uite așa, deci sunt foarte multe comunicări, deci începem ușor, ușor să schimbăm modul în care vedem lumea. Iubim florile, sunt lângă noi, suntem lângă ele, iubim animalele și ele sunt lângă noi și noi suntem lângă ele, face parte din programul de 4D. Dacă vrei, așa ca informație finală, expresia... Avem o întrebare? Nu suntem la final. Ok, da, hai să continui acum. Modelul cel mai clar al dimensiunii a patra îl reprezintă grădina raiului. Da? Deci nu se omorau, nu se băteau, nu se mâncau unii pe alții, era hrană, acum fiecare se hrănește cu ce vrea, cu ce poate, cu ce se simte bine și este corect pentru el sau ea, dar atunci era o viață dusă în armonie. Asta este dimensiunea a patra, pentru că e dimensiune de echilibrare și de intrare în armonie. Aștept întrebarea. Da, a rămas acolo în viața în armonie. O să mai dureze un pic, dar eu simt așa că o să trăim vremuri în care să le și simțim pe astea pe deplin, da? Și chiar unii dintre noi le și simțim. Ne poate spune Florentina ceva despre Sfânta Împărtășanie? Mulțumesc! Despre? Sfânta Împărtășanie. Păi, ceea ce pot să vă spun este că are un efect spectaculos și are efect asupra celor care cred în ea. Da? Deci este bine să se spovedească și să se împărtășească oamenii, este bine să se conecteze la Iisus, că de fapt asta înseamnă conectarea la Iisus, dar recomandarea mea din tot sufletul este că atunci când se face, cel care se împărtășește să simtă sacralitatea gestului. Nu este doar un gest de mă duc repede, iau vinul din linguriță, am plecat, vine următorul și o poveste care n-are început și sfârșit și nu înțelegem de ce o facem. Nu. În momentul în care înțelegem sacralitatea gestului, lucrează cu adevărat în noi și devine vindecătoare, devine curățitoare de toate cele care sunt în noi, devine un ajutor real. Dacă nu suntem acolo, o facem degeaba. Și e păcat să o facem degeaba, e ca și cum am lua ceva sfânt și profanăm. Mai degrabă nu facem. Da. Este bine, e bine să fie copiluții, cel puțin cât de mici să fie duși la împărtășanie, preoții îi împărtășesc, adică și fără coadă, eu am mers cu finuți, cu copii mici, chiar e de ajutor. Uite că primim mulțumiri, sunteți minunate, mulțumiri. Eu mulțumesc. Și mai e o întrebare, ce este frica de Dumnezeu? Ce este frica de Dumnezeu? Profund, da. Frica de Dumnezeu este un program. Este un program care a fost indus pentru că dimensiunea din afara raiului a fost o dimensiune a fricii. A fost pentru că planeta a ieșit din dimensiunea a treia. Continuă să existe frica pentru că noi oamenii încă nu am ieșit din dimensiunea a treia. Din punctul meu de vedere, relația cu Dumnezeu, adevărată și corectă, este relația din grădina raiului în care Adam vorbea cu Dumnezeu și Dumnezeu cu Adam, se auzeau și se înțelegeau. Deci adevărata conexiune cu Dumnezeu este de prietenie, de încredere, de comunicare, de înțelegere, de respect și nu de frică. Niciodată de frică. Deci, crede-mă, este cel mai bun prieten. Așa. Dacă okay. Fac revelioanele cu el, Crăciunul fac cu Iisus. Anul trecut de Paști, când l-am invitat pe Iisus, mi-a spus, știi, oamenii îmi cer și se roagă la mine și îmi cer, și îmi cer, dar nu mă invită la masa lor. Și atunci am deprins alt obicei, îl chem. Și întotdeauna când împart, împart și pentru ei, pentru cei care ne-au ajutat. Pentru că nu e vorba de mâncare sau de băutură, e vorba de energie, de iubire, de gând, de conexiune, de cu totul și cu totul altceva. Lucruri care se simt la nivel subtil.
care se simte inclusiv din starea și trăirea pe care tu ne transmiți acum și pe această care țin eu să-ți mulțumesc în locul oamenilor. Și... așa e. L-ați auzit, da? Cineva... dragă Ralf. Da, el era Ralf. Mulțumesc, mulțumesc și cineva ne spune că pe vremuri oamenii puneau un tacâm și pentru Isus, exact, da. Mulțumim și pentru... cineva ne spune că puneau un tacâm și pentru Isus. Da, da, și eu pun. Și eu pun tacâm și pentru Isus. Da. Cred că adineu Ralf a vrut să salute, puțin supărat că este din comunicare, dar mă rog. Da. Da, oamenii ne mulțumesc pentru timp, pentru cunoștințe, pentru toate darurile pe care tu ni le-ai împărtășit până la urmă, da, eu doar am fost un canal prin care să pot să pun la dispoziție asta, așa că mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim lui Iisus, mulțumim Universului, prezențelor, îngerașilor, tuturor celor nevăzuți, mulțumesc ție, mulțumesc oamenilor care ne-au urmărit și să... ne revedem și să ne reauzim cu bine. Dacă vrei să transmiți și tu ceva, un cuvânt de încheiere. Da, în primul rând îți mulțumesc ție pentru invitație și așa cum ți-am zis când mi-ai spus că de fapt Clopoțel este numele tău, să știi că rămân la convingerea că este misiunea ta, este numele care te definește ca existență. Și mulțumesc că ai făcut posibil această întâlnire și le mulțumesc tuturor celor care ne-au dăruit din timpul lor și le doresc tuturor cea mai frumoasă creștere, autentică, și intrarea în patru de în armonie. Așa să fie, cu multă bucurie și cu multă lumină și susținere din partea lui Dumnezeu. Și mulțumim cu recunoștință de Dumnezeu. Așa să fie. O seară minunată. Seară minunată tot. Vă îmbrățișez cu mare drag și pe tine, dragul Florentina. Și eu pe voi toți. Cu iubire. Cu iubire, pentru că tot ce se face, se face cu iubire și altfel nu se poate face frumusețe și intrare în lumea iubirii. Și revin pentru cei care doriți, da? Florentina, o găsiți pe toate canalele. La revedere! O seară minunată să aveți! Seară minunată tuturor!